Astăzi, alături de mine este din nou Laura Popescu, instructor Theta Healing și instructor terapii complementare. Bună ziua, Laura, și bine ai revenit în emisiune! Bună ziua, Liuba, și mulțumesc că m-ai reinvitat! Spune-mi, te rog, ce este Theta Healing? Să explicăm telespectatorilor. Așa este, am întrebat chiar și prietenii după ce au văzut emisiunea ce ar mai dori să știe și mi-au spus exact, ar dori să știe ce este Theta. Theta, ca și traducere, se traduce cu suflet și healing reprezintă vindecare. Reprezintă acea armonizare a sufletului astfel încât să nu mai aibă nicio suferință. Și această tehnică a fost adusă de Vianna Stibal. În 1995 a avut o leziune tumorală la piciorul drept și ea, fiind terapeut, a încercat mai multe terapii, dar de mică se conecta în această stare cerebrală Theta și a fost pentru prima dată când ea, văzând că a putut să aplice pentru o persoană apropiată, ceea ce făcea în mod normal, să focuseze energie binefăcătoare și persoana aceea s-a simțit bine, s-a întors la cabinet și a aplicat și pentru ea. Și acea leziune s-a retras imediat, în câteva minute, și s-a bucurat foarte mult, fiindcă suferința era foarte mare, și atunci a dorit să spună și celorlalți cum să facă și cum să folosească această tehnică. Astfel a devenit o tehnică în sine. Până în anul 2000 a fost folosită ca și tehnică pentru a învăța pe ceilalți cum să intre în starea cerebrală Theta și după aceea au început să fie folosite și ca instrument de lucru cu convingerile. Fiindcă multe persoane care veneau și învățau să folosească această tehnică reușeau să amelioreze și unele dintre ele nu obțineau ameliorări, atunci a intervenit lucrul cu convingerile. Foarte frumos ce mi-ai spus și îmi aduc aminte că cel aproximativ 20 de ani în urmă și mie mi s-au întâmplat niște lucruri și persoanele din jurul meu se tratau instant și nu înțelegeam cum se întâmplă lucrul ăsta și pe urmă au urmat foarte multe cursuri de terapii complementare pe care le-am făcut ca să înțeleg cum se întâmplă, dacă pot să dirigez oarecum. Exact, așa se întâmplă și cu Theta Healing. Este o tehnică care este nevoie să fie înțeleasă, fiindcă oamenii în mod spontan din când în când folosesc, fără să-și dea seama. Și Vianna Stibal a scris și cărți, sunt publicate și în România 4 dintre ele. Este o carte Theta Healing care se folosește și la cursul de bază, Theta Healing avansat, boli și afecțiuni și cele 7 planuri ale existenței. Spune-mi, te rog, Theta Healing poate fi învățată din cărți sau cei care doresc să învețe această tehnică ar trebui să vină la un instructor? Ca orice carte, este foarte bine scrisă și este foarte ușor de înțeles. Dar dacă am citit o carte despre cum să folosim o bicicletă și dacă am merge la un curs cum să mergem pe o bicicletă, este diferit. Este total diferit. De fiecare dată când cineva vine la curs, necesită în același timp o corectare. Poți să citești din carte și poți să înțelegi foarte bine, este foarte simplă tehnica Theta, dar ai nevoie să fii susținut, ai nevoie să fii corectat pe parcurs, pe măsură ce înveți să faci fiecare pas. Fiindcă în Theta Healing se învață două lucruri de bază, în cursul de bază, conectarea în starea cerebrală Theta, ceea ce înseamnă conectarea cu acea energie de lumină, de iubire, care ne ajută să ne refacem echilibrul interior, și lucruri cu convingerile. Acestea sunt lucrurile principale care se învață încă din cursul de bază și mă bucur că pot să predau ca și instructor această tehnică, mai ales că îmi place să lucrez în grupuri mici. Și avantajul de a lucra în grupuri mici este că pot să dau atenție fiecărui cursant, pot să-l susțin în a corecta ceea ce are nevoie pentru a învăța cât mai bine. Exemplificăm, te rog, puțin. Se poate face de orice persoană? Cum se folosește? Tehnica Theta, deci exact așa și este, da, poate fi folosită de oricine, Și sunt câteva etape. Este foarte simplu de înțeles, fiecare dintre noi folosim puterea intenției. În primul rând, în tehnica Theta se folosește intenția foarte clară, foarte susținută, să știi ce îți dorești sau să știi ce nu-ți mai dorești. După intenție se folosește puterea focusului, adică ai o intenție, dar ai nevoie să o menții, să fii foarte focusat ce îți dorești, să mergi până la capăt. După puterea focusului urmează vizualizarea. Ai nevoie să fii foarte atent cum vizualizezi și vizualizarea se face prin toate simțurile, nu doar prin văz. Noi vizualizăm și prin intermediul simțurilor noastre, olfactiv, gustativ, prin atingere, prin auz. Toate acestea sunt parte din a vizualiza. După vizualizare urmează pur și simplu trecerea la acțiune, iar în tehnica Theta trecerea la acțiune este comanda mentală și urmărirea gândurilor, astfel încât ele să-și îndeplinească sarcina pe care le-o dai. Și nu a oricăror gânduri, a gândurilor de vibrație cea mai înaltă, fiindcă în tehnica Theta Healing ne conectăm cu vibrația de lumină și de iubire necondiționată, care este în cel mai înalt plan, în cel de-al șaptelea plan al existenței. Și nu este ceva ciudat, pentru că poate v-ați gândit că nu poate să facă oricine, dar toți reușim să ne simțim bine, să avem această stare de wow. Totul este să știm cum să ajungem ghidat și se poate ajunge foarte ușor. Vianna Stibal a și făcut demonstrații științifice, la curs a pus electrozi și toți cursanții, fiind ghidați, intrau în această stare cerebrală Theta și bineînțeles că este nevoie de practică, pentru că, așa cum nici cineva nu a filmat o emisiune de prima dată, e nevoie de practică pentru a ajunge la maestrie, pentru a putea face din ce în ce mai bine. Cum știm că folosim corect această tehnică? În momentul în care folosim corect tehnica Theta, ne simțim bine. În momentul conectării în starea cerebrală Theta, se eliberează serotonină și este o stare de bucurie interioară, dopamină care îți dă o stare de extaz, de beatitudine, de bine, dintr-o dată te simți foarte bine, și hormon de regenerare, care te ajută să te regenerezi în toate structurile, în toate celulele. Deci în momentul în care o faci, fie că o faci pentru tine, fie că o faci pentru alte persoane, ai aceste beneficii. Și în momentul în care o faci ca și o practică zi de zi, te bucuri să o faci, fiindcă îți plac aceste beneficii. Dacă o persoană vine la curs care ar fi interesată să ajute o altă persoană, se poate? Funcționează? Adică nu vine pentru ea personal, vine pentru că ar dori să ajute pe altcineva. Foarte bună întrebarea, fiindcă uneori persoanele vin tocmai din dorința de a ajuta pe cineva drag de acasă. Care nu este suficient de deschis. Care nu este suficient de deschis, poate nu este suficient de pregătit, poate spune, dar de ce aș aplica eu această tehnică, este o prostie. Și întotdeauna în Theta Healing respectăm liberul arbitru, ca și în multe alte tehnici. Și poți trimite lumină și iubire necondiționată și persoana respectivă poate să se deschidă, poate să primească această energie binefăcătoare și cu timpul poate obține chiar și rezultatele în a-și echilibra viața. Dar niciodată nu trecem peste liberul arbitru. Ceea ce putem face pentru o altă persoană este ca noi înșine să lucrăm cu tehnica și să fim un propriu exemplu. În momentul în care celălalt vede că viața noastră s-a schimbat, vede diferența, ne vede luminoși, ne vede plini de viață, dintr-o dată zice, dar vreau și eu. Ce ai luat? Ce ai mâncat? Ce ai făcut? Fiindcă vreau și eu să fac lucrurile acestea. Și la mine în familie așa s-a întâmplat. A fost prima dată când am ajuns la Theta Healing și sora mea, de fiecare dată îi dădeam tot ceea ce citeam și câteodată zicea, mai lasă-mă, nu mai îmi da, chiar nu e potrivit pentru mine. Și când am ajuns la Theta Healing a fost prima dată când m-am oprit și am început să aplic eu pentru mine. Și m-a bucurat că a început să fie din ce în ce mai deschisă și chiar și celelalte rude, mama și verișorii mei au început să fie mult mai atenți, prietenii mei, să zică, mă, dar ce faci? De data asta chiar funcționează ce faci, dar la modul așa constant, văd că te ții de treabă și chiar îmi plac rezultatele tale. Spune-mi, te rog, în ce domenii ale vieții poate fi aplicată? Tehnica Theta poate fi folosită în viața de zi cu zi pentru a ne crea o zi frumoasă, pentru a duce la îndeplinire tot ceea ce ne dorim în ziua respectivă. Poate fi folosită pentru a manifesta în viitor tot ceea ce ne dorim, pentru că de fiecare dată când noi ne gândim la viitor apar și temeri. dar dacă se poate întâmpla ceva rău. Și exact aceste temeri reprezintă acel lucru cu convingerile, săparea, cu subconștientul și se pot elimina, astfel încât poți să faci ceea ce ai de făcut pentru viitor fără să mai ai aceste temeri. Și poate fi folosită, de exemplu, dacă cineva vrea să folosească pentru el încât să-și creeze la birou tot ceea ce are nevoie, poate să se gândească dinainte și să folosească intrarea în starea Theta și să își aranjeze întâlnirile, să-și aranjeze toată ziua astfel încât să fie exact așa cum își dorește. Să fie în armonie. Da, bineînțeles că vor fi și provocări, pentru că viața ne aduce provocări și asta ne și place, fiindcă tehnica Theta nu este despre a nu mai avea provocări în viața noastră. Pentru că așa evoluăm. Așa evoluăm și, de fapt, în felul acesta, când avem provocări, căutăm soluții. Sunt testele noastre. Sunt testele noastre. Și tehnica Theta aduce un alt fel de a privi la viață. O să avem aceleași lucruri de făcut, aceleași sarcini în fiecare zi, dar altfel o să ne... avem altă atitudine asupra... exact, altă atitudine. Spune-mi, te rog, poate fi folosită și la distanță? Da, tehnica Theta poate fi folosită foarte bine și la distanță. Adică dacă cineva ne dă acordul, putem să lucrăm, să-i trimitem iubire necondiționată, putem să-i lucrăm chiar și convingeri, să ne dea acordul la fiecare convingere care se schimbă și bineînțeles că poate fi lucrată și la telefon. De exemplu, eu fac și ședințe la telefon și îmi place că i-am învățat și pe cursanții mei să lucreze și ei la distanță și rezultatele sunt uimitoare. Pentru că timpul este comprimat și nu avem timp să ajungem și atunci de acasă sau de la birou este mult mai simplu să facem și... da, o ședință de terapie de care aveam nevoie. Așa este, avem nevoie să salvăm timp și tot ce avem nevoie este să avem un loc confortabil în care să nu fim deranjați, să avem puțină apă, fiindcă apa ne ajută să ne hidratăm și să putem accesa mai ușor această stare cerebrală Theta și să fim dispuși să lucrăm cu noi înșine. Îmi place foarte mult la terapiile făcute la telefon. Dacă persoanele își doresc, eu și înregistrez convorbirea și le dau să o asculte ulterior, astfel încât au acele momente de aha, încât să le mai reconștientizeze și chiar dacă sunt foști cursanții să mai aprofundeze lucrul cu tehnica Theta. Spune-mi, te rog, ce rezultate ai obținut? Eu personal am obținut rezultate uimitoare încă de prima dată, adică de când am făcut prima meditație Theta, m-am dus și am cumpărat cartea imediat și am simțit o liniște interioară, am simțit că pot să fac schimbările pe care eu mi le-am dorit. Am început să o aplic pentru mine, câteodată înțelegeam, câteodată nu înțelegeam. Ce îmi place la tehnica Theta este că e și foarte schematică în același timp. Exercițiile sunt scrise, le poți face foarte simplu. Chiar la un moment dat am avut un inginer care era foarte bucuros că este schiță, este foarte frumos și poate fi aplicat de oricine. Și apoi am început să aplic cu persoanele din jur. La un moment dat o prietenă spunea: mă, eu nu te înțeleg, dar uite, m-a sunat, era foarte supărată că i s-a îmbolnăvit un boboc de rață, ce făi, te rog frumos lui ceva. Și și-a revenit bobocul de rață. Frumos este să împărtășești aceste bucurii, fiindcă după aceea o altă prietenă a zis: ne-a zis veterinarul că moare cățelul mâine, te rog frumos să-i faci și lui ceva, fiindcă nu vreau să moară. Și am făcut și pentru cățel, am lucrat și cu stăpâna cățelului, fiindcă așa am primit ca și informație, da? Și bucuria mea este că cățelul trăiește și în ziua de astăzi. Și apoi am lucrat cu atacuri de panică. Au venit către mine persoane care aveau tot felul de frici, tot felul de închipuiri și am lucrat cu aceste frici, am obținut rezultate foarte bune. După aceea au venit și la curs, fiindcă pe mine mă bucură de fiecare dată să aibă tehnica și să o poată aplica în viața de zi cu zi. Am lucrat cu probleme în relații de cuplu și mă bucur foarte mult când văd cuplurile că se înțeleg mult mai bine. Și uneori vine doar cineva din cuplu, deci nu vin ambele persoane și este foarte bine, fiindcă dacă noi schimbăm în interior ceva, celălalt de acasă se schimbă. Simte. Și transformările sunt... Dar dacă ar veni amândoi, rezultatele ar fi... Nu întotdeauna, de obicei dacă vor să vină amândoi, le recomand să vină la două cursuri diferite, fiindcă uneori pot să aibă anumite gânduri care nu le împărtășesc cu celălalt, anumite frici, anumite lucruri din copilărie care nu sunt pregătiți să le spună. Și dacă sunt pregătiți și comunicarea dintre ei este foarte bună, pot să vină împreună. Dacă simt că ar vrea să lucreze mai întâi intensiv unul dintre ei, da, este mai bine să vină fiecare la un curs diferit. Spune-mi, te rog, și despre celelalte cursuri pe care le faci. În primul rând, deci, cursul de bază Theta Healing, care dă conectarea stare cerebrală Theta și lucrul cu convingerile, este cel care pune baza tuturor cursurilor. După el se face cursul de avansat. În cursul de avansat este un exercițiu foarte frumos, se numește Cântecul Inimii. Și este un exercițiu care rezolvă foarte multe probleme atunci când sufletul este prins de durere, când este copleșit de foarte multe emoții, de foarte multă supărare. Și în cursul de avansat se lucrează mai profund cu regrete, respingeri și resentimente. Cursul de avansat este un curs relaxant pentru cursanți și pentru mine. Mie îmi face plăcere fiecare curs pe care îl predau, fiindcă eu le echilibrez foarte multe lucruri din subconștient și fac foarte multe curățări. Apoi mai este cursul de Dig Deeper. În Dig Deeper se aprofundează 8 tipuri de săpări, de lucru cu convingerile, convingeri, programe, tipare, semințe mentale, este același lucru și acest curs se face după bază și avansat. Mai este cursul de manifestare și abundență, care la fel se face după bază și avansat și se lucrează cu programe care ne opresc în a avea tot ceea ce ne dorim în viața noastră, care ne fac să conștientizăm ce ne face pe noi să nu avem ceea ce ne dorim. Mai este cursul de suflet-pereche. În cursul de suflet-pereche lucrăm în așa fel încât să eliminăm tot ceea ce ne-ar împiedica, să avem exact partenerul potrivit, să ne dăm seama ce ne dorim atunci când ne dorim un partener, fiindcă de multe ori nu avem claritate și blocajul cel mai mare în orice manifestare, nu numai legat de suflet-pereche, este lipsa de claritate. Apoi mai este cursul... Pentru că nu știm exact ce vrem. Da, da. Când nu știm ce vrem, deci nouă ne vine în viață, dar avem tot felul de îndoieli. Deci, cele mai mari blocaje sunt, și cred că nu numai în Theta, sunt teama, îndoiala și neîncrederea. Deci dacă apară teama, îndoiala și neîncrederea, acolo ne oprim, lucrăm cu ele și după aceea mergem mai departe. Mai este cursul de Tu și partenerul important pentru tine, care îl recomand pentru cei care sunt deja într-un cuplu sau care au trecut prin mai multe relații și care vor să își clarifice ce își doresc de la o relație, cum să experimenteze o relație în care să se simtă bine și confortabil. Mai este cursul Tu și Creatorul. În cursul Tu și Creatorul aprofundăm lucrul cu starea cerebrală Theta și aprofundăm înțelegerea mesajelor primite, fiindcă în Theta Healing se face scanare energetică și de multe ori un cursant care nu aprofundează suficient de mult poate să aibă îndoiala, dar oare acum este chiar mesajul potrivit? Oare este exact ceea ce trebuie să primesc și să lucrez? Și în Tu și Creatorul se clarifică foarte mult, da? Și mai ales autolucrul. În cursul Tu și Creatorul, metoda de lucru cu sine se aprofundează foarte mult. Mai este și cursul de ritm pentru greutate și sănătate perfectă și cursul de ritm aprofundează lucruri cu convingerile legate de imaginea noastră. Adică poate să fie o persoană foarte frumoasă și să zică că nu se vede frumoasă și cred că m-ați întâmpinat acest lucru și lucrăm la cum ne vedem noi, ce ne reflectă imaginea din oglindă, cum ne acceptăm noi pe noi și lucrăm la cum binecuvântăm mâncarea, cum binecuvântăm suplimentele, să înțelegem rolul suplimentelor, al persoanelor care au gătit mâncarea, al persoanelor care au făcut suplimentele și să luăm exact ce este cel mai potrivit, astfel încât corpul să își găsească greutatea și sănătatea perfectă. Spune-mi, te rog, ce planuri de viitor ai? Ce planuri legate de cursurile pe care le facem în următoarea perioadă? Am un curs acum în decembrie de bază Theta Healing, între 7 și 9 decembrie, este seara, vineri, și sâmbătă și duminică de la 10 la 5 și lunar fac cursuri. Mai am un curs de ritm programat o luna decembrie și mai am și celelalte cursuri de terapii complementare care îmi sunt dragi și care nu am să renunț la ele. Cursurile de Theta Healing, deci toate cele 8 de care v-am spus câteva cuvinte, îmi sunt foarte dragi și fac tot posibilul să le pun în agenda mea și să le predau. Nu pot în fiecare lună să le predau pe toate. Cel mai des, într-adevăr, îl predau pe cel de bază și pe cât posibil le predau și pe celelalte în limita timpului disponibil. Dar întotdeauna sunt persoane care au făcut cursul de bază și avansat cu alți instructori, fiindcă există și alți instructori. Important este să rezonați cu persoana care face cursul și, așa cum spun eu, este important, dacă vedeți că puteți asculta câteva cuvinte, atunci veniți și la un curs care durează 2 zile și jumătate. Și cine a făcut cursul de bază și avansat poate să vină la celelalte cursuri. Deci chiar dacă nu le-au făcut cu mine, nu este obligatoriu să facă doar cu mine toate cursurile. Foarte important. Foarte important. Mai știam că faci și niște cursuri cu ventuze. Da, cursul cu ventuze și el urmează săptămâna viitoare. Sunt, de fapt, 2 cursuri. Un curs cu masaj cu ventuze corporal și îi învăț pe cursanți cum să aplice pentru ei și cum să aplice pentru cei dragi. Pot fi terapeuți sau pot fi oameni obișnuiți care fac această terapie și rezultatele sunt uimitoare, fiindcă ce nu știe multă lume este că ventusele scot la suprafață energii schimbătoare. Se mai numesc și energii perverse, sună mai interesant așa când le spunem, și sunt căldură, uscăciune, frig, umiditate și vânt. Și în momentul în care scoatem aceste energii la suprafață, corpul nostru reușește să își echilibreze din interior sănătatea fiecărei celule. Și mai am și cursul de masaj facial cu ventuză, Gua Sha și rolă de jad, care la fel echilibrează și sunt separate, tocmai fiindcă pe corp avem destul de lucru, iar fața, chiar dacă este mai mică, avem foarte mult de lucru și foarte multă atenție. Da. Și fața, de fapt, este cea care ne arată emoțiile noastre, ne arată trăirile, ne arată starea de sănătate. Fiindcă, așa cum am spus și data trecută, deci pe fața noastră sunt zone reflexe și nu multă lume știe că aceste zone reflexe sunt în concordanță cu interiorul nostru. De exemplu, nasul, dacă ne uităm la el și îl vedem că este încărcat cu puncte negre, este datorită unei alimentații bogată în dulciuri și în făinoase, fiindcă nasul este corespondent cu pancreasul. Și pancreasul nostru reglează nivelul de zahăr din sânge și astfel nasul nostru ne arată: fii atent la câte dulciuri mănânci, fii atent la câte făinoase mănânci. Buzele sunt corespondent cu inima și în momentul în care ne simțim bine, buzele sunt roșii, sunt bine hidratate. Tocmai de aceea și femeile folosesc rujul, pentru că în subconștientul nostru noi știm să dăm semnale de sănătate și de bine. Pot face și copiii terapie Theta Healing? Adică li se poate aplica această tehnică? Foarte bună întrebare. De obicei, când părinții apelează la această tehnică pentru copii, le recomand, dacă copilul este până în 7 ani, să lucrez cu mama sau mama să vină la curs și să înțeleagă ce se întâmplă, fiindcă copilul este foarte influențat. Și bineînțeles că da, și copiii pot veni și la curs. Chiar am avut și copii care au venit cu părinții. Copiii înțeleg mult mai rapid. Copiii nu au acele blocaje să aibă foarte multe explicații. Ei înțeleg și aplică imediat. Și am avut mămici, am avut mămică care a venit cu fetița de 14 ani și după aceea și-a îmbunătățit foarte bine la școală relațiile cu colegii și felul în care învăța. Și am avut o mămică care a venit cu fetița de 8 ani și s-a simțit mult mai bine. Și referitor și la terapie, la un moment dat lucram la telefon cu tatăl și mama unei fetițe și fetița a întrebat: cu cine stați voi de vorbă? Fiindcă eu vreau să stau și eu de vorbă, vă văd altfel, vă văd mai liniștiți. Și în felul acesta am făcut și cu fetița și este uimitor, da. Copiii sunt foarte deschiși și se poate lucra și cu copiii. Ne-am apropiat de final. Spune-mi, te rog, unde te pot găsi oamenii? Oamenii mă pot găsi pe magiabucuriei.ro, pe site, pe Facebook, tot la fel Magia Bucuriei, și pe YouTube, tot așa, canalul YouTube Magia Bucuriei, și vă recomand să accesați și materialele de pe YouTube. Este înregistrată și o meditație Theta și sunt multe persoane care mi-au scris că au obținut rezultate uimitoare după ce au ascultat materialele și mă bucur că am putut să fac acest lucru. Eu îți mulțumesc pentru prezență.